Sindicatul Lucrătorilor Poștali, filiala Sălaj, a organizat azi dimineață un protest în fața prefecturii împotriva privatizării companiei Poșta Română. Mitingul programat pentru ora 8 a fost unul anemic. S-au adunat până la 8 și jumătate aproximativ 30 de persoane, cu tot cu pensionarii de la Sindicatul Liber al Pensionarilor, care au venit să-i sprijine. Liderul sindicaliștilor din poștă, Călin Balog, a expus nemulțumirile lucrătorilor poștali. Spuneți-ne, vă rog, în ce calitate ați venit astăzi aici și care e adevăratul motiv pentru care protestați? Am venit în calitate de președinte de sindicat al poștașilor din județul Sălaj. Motivele sunt mai multe. Unul dintre ele este nerespectarea contractului colectiv de muncă, după aceea restructurarea subunităților poștale și privatizarea companiei Poșta Română. Pe mediul urban, de exemplu la Zalău, vor fi desființate chiar de mâine, se desființează oficiul poștal din Dumbrava Nord, urmează oficiul poștal din Brădeț și oficiul poștal de aici, din Piața de Marmură, vis-a-vis de galerii. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru locuitorii Zalăului, pentru pensionarii care locuiesc în Dumbrava Nord, în Brădet. Ce înseamnă să vină din Dumbrava Nord până în centru să depună o scrisoare sau să preia un colet poștal sau așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, informațiile. Din ce surse le aveți? Informațiile? Informațiile de la prima sursă, de la conducerea companiei, de la București. Deci de acolo avem informațiile și intențiile lor cu privire la aceste aspecte. Deci e cât se poate de oficial. Și care credeți că o să fie soluționarea dumneavoastră? Soluționarea noastră, ați văzut, astăzi am ieșit în stradă, am mai ieșit pe 12 februarie la București la un meeting de amploare. Deci vom continua să ieșim în stradă până când vom rezolva problemele. Alături de noi, după cum vedeți, sunt și sindicaliștii pensionarilor, din Sindicatul Pensionarilor, condus de domnul președinte Gorgan, cărora le mulțumim mult pentru participare, că au fost alături de noi. Pot să vă spun că avem motive multe de ieși în stradă, pentru că avem un contract colectiv de muncă în vigoare, care, din păcate, nu este respectat de noua conducere de la București. Așa că motive sunt multe. Vreau să vă spun că salariații poștali de vreo 4 ani încoace își cumpără din bani proprii consumabile ca să poată să desfășoare activitatea la oficiile poștale. Uneori își fac singur curățenie. Avem o femeie de serviciu pe toate subunitățile din Zalău. Pe tot Sălajul, de fapt, este o singură femeie de serviciu. Referitor la privatizare, pot să vă spun că privatizarea, din păcate, se pare că se face pe genunchi, cum s-a obișnuit de altfel să se facă privatizările în România. Nu dorim să avem parte de același tratament pe care l-au avut alte companii care s-au privatizat. Știm cu toții în ce hal au ajuns. Noi dorim, dacă tot se va privatiza, să se privatizeze în mod cinstit, corect, să ne preia eventual un operator poștal european, să nu pățim ce a pățit Olchimu, știți foarte bine ce s-a întâmplat. Și încă ceva, care sunt intențiile dumneavoastră pe viitor? O să vă mai vedem aici, o să vă mai protestați, o să vă mai plângeți? Da, vreunii. Da, cu siguranță da. Dacă nu o să ne audă conducerea de la București, cu siguranță da, pentru că scopul nostru este să ne apărăm oamenii, să ne apărăm contractul colectiv de muncă și implicit familiile noastre. Tot referitor la privatizare, pot să vă spun că au fost alte țări din Europa, cum este Germania, Anglia, Italia, Grecia, care au încercat privatizarea poștei, dar la un moment dat au renunțat, pentru că și-a dat seama că poșta trebuie să rămână a statului. Poșta ungară, cu un efectiv de oameni similar cu al nostru din România, aproximativ 30.000 de oameni, funcționează foarte bine. Și la un teritoriu, știți ce teritoriu are Ungaria pe lângă România, deci funcționează foarte bine. Dar se pare că acolo este manageriată corect compania poștală ungară. Deci, teoretic, să înțeleg că dumneavoastră susțineți ideea unei depolitizări a poștei. A, bineînțeles. Din partea noastră poate să fie și politică, dar să fie cu oameni performanți la conducere.
să se ceară performanță managerială și răspundere managerială. Pentru că de 10 ani de zile se perindă tot felul de conducători la Poșta Română, care de fapt, probabil că ați auzit ce s-a întâmplat, ce contracte oneroase au făcut. Din cauza asta, Poșta Română astăzi este în acest stadiu critic.